selecționerul național. Și apropo, să-i urăm și la mulți ani lui Anghel Urbănescu, am primit ieri 59 de ani. Fază interesantă, se cere penalti la această fază. Se cere penalti, vom vedea. A fost central lui Ademar Junior și un șut. Iată prima echipă care produce pericol în careul advers, nu este Steaua, ci Gloria Buzău. Am văzut șutul lui Adrian Chițu după acea acțiune dusă în banda dreaptă de Ademar Junior. Haideți să vedem această reluare cu ultima parte a acțiunii. Ademar Junior a centrat, nu știm dacă în mâna lui Răzvan Oghiloși. Deci chiar dacă am ști, n-ar fi concludent. Arbitru este cel care hotărăște dacă este sau nu penalti. FIFA a dat libertate totală arbitrilor la acest capitol, decretând că este hands numai atunci când arbitrul consideră că există intenții. O greșeală făcută de Ogăraru. Atenție la Mansur. Îi plac spațiile mari. Mansur pătrunde, dar pierde mingea în duelul cu Ghionea. Mansur este unul dintre puținii stranieri din România care au goluri la activ și cu Steaua, și cu Dinamo, și cu Rapid. Se mai află în această situație Rusici de la Timișoara, dintre jucătorii care sunt activi în acest moment, stranierii din campionatul nostru. Da, dar îl atinge în mână, îl atinge în mână pe Răzvan Oghiroși, dar nu cred că a existat, dacă nu cred că a existat intenția la această fază. Încă este trecut doar ca secund, Toha în poziție regulamentară, Bogdan Stancu și Steaua reușește să deschidă scorul aici la Buzău în minutul 16. Și regula spune că atunci când Steaua a marcat în acest sezon, nu a pierdut meciul. Are 4 înfrângeri, toate fără gol marcat. Ei bine, iată pe Steaua reușind să deschidă scorul după 16 minute. A fost al 9-lea gol reușit de Bogdan Stancu. Și lucrurile, în mod normal, se simplifică din acest moment. Fără discuție. Repet, Gloria Buzău am văzut-o în câteva destule meciuri în acest retur. Nu este o trupă rea dacă îi dai voie să joace. Dar atenție la această fază, este offside mare la Toha. Offside mare la Toha, pe această tușă este Miklos Nogi. Poate colegii din CAR o să ne mai oferă o dată reluarea în momentul în care va fi posibil acest lucru. Ea nu este lui Stancu, David Sanchez, care are un stâng teribil. Acum pasează cu dreptul, învăluie Cojocnea, în centrare pentru Mera. Este o ocazie mare pentru Gloria Buzău. Frumoasă faza, interesantă și reluarea, a vizat colțul scurt. Încă o dată vedem, erau 4, atenție, 4 buzoieni și doar 2 steliști. Absolut incredibil. Big Falvi mai departe, Ogăraru se dezvoltă jocul în dreapta. În careu cere mingea Dairo Moreno, centrarea lui Ogăraru pentru Capetanos. Faza rămâne interesantă, rămâne periculoasă și să vedem. Mie mi s-a părut un contact, Cojocnean imprudent. Cojocnean imprudent, nu acordă nici acum Alexandru Deaconu, nu acordă nici la Hențul lui Ogroș și nu acordă nici acum penalti. În orice caz, Toha este fundat stânga, am crezut că doar conjunctura fazei l-a adus în acea poziție, dar Toha a trecut fundat stânga. No, e greu, nu sunt totuși la basket. Lovin spre Toha, care a trecut din nou la mijlocul terenului, Toha! Minge la Bogdan Stancu, acesta încearcă să combine tot cu Toha, balonul sare la Dairo Moreno, aflat în poziție regulamentară, Bogdan Stancu înalță mingea peste bar. Încearcă să pasă la limită, îl surprinde pe Dairo Moreno, revedem. Mingea așezată și șutul peste. Dar lui Capetanos a fost, lui Bogdan Stancu. Pe 7 așadar, se lansează DVD-ul odată cu ziarul, bine apare Lovin! Ce a încercat Lovin acolo, ce execuție de rafinament! Am fi avut una dintre cele mai frumoase execuții ale campionatului, un gol de kilogramă, mingea s-a dus un pic peste poartă. Am trecut de minutul 60 al meciului, greșeala făcută de Poparadu, neatent, și Lovin, într-adevăr, cu o execuție minunată. Arată că este totuși fotbalist. Și se vede că s-a întors Adi Ilie la echipă. Pleșan, la rândul lui, va lua locul lui Dairo Moreno. Haideți să-l vedem pe Garcia, pasându-i lui Accente, în care o așteaptă Mansur. Accente menține balonul în teren, fază importantă. Un șut ratat, încă o ocazie, David Sanchez, fază importantă!
prinde Zapata, cea mai importantă și cea mai mare ratare. Chițu a șutat în final după o suită de gafe, de lufturi, exact. A găsit totuși cularul. Am impresia că a și fost deviat acel șut. Oricum, o intervenție bună a lui Zapata, pentru prima oară solicitat serios în această partidă. Dar, repet, Steaua trăiește periculos. Steaua face acest joc de apărare, atât pe Accente căutând o soluție. Chițu era să-i sară piciorul din încheietură, apoi îi fură mingea lui Sanchez și reușește să tragă. Amul mingea și este deposedat. Contraatacul Stelei dus de Semedo. Cere Capetanos, dar în centru mai bine plasat și logic, pasa se duce către Pleșan. Pleșan nu prea are viziune, nu l-a văzut pe Capetanos. Dairo Moreno încearcă o execuție sud-americană. Pare să aibă probleme de sănătate. Pleșan a ratat, se vede pe această reluare, momentul în care Capetanos se afla în poziție regulamentară. Dairo Moreno putea să trimită și el spre atacantul grec. Steaua este a doua echipă ca duritatea campionatului. Mă rog, dacă e să ne luăm după avertismente, 77 de cartonașe galbene, Dairo, poziție bună, Dairo Moreno șutează pe lângă. Este important pentru Steaua să încheie acum acțiunile de atac, să nu permită intercepția ale buzoienilor. Șutul a trecut totuși destul de departe, iar Zimmermann era acolo.